Am spus-o de când a fost pus antrenor Rădoi, eu am spus de atunci că e o greșeală. Numirea lui Rădoi da. E o greșeală. Da, da. De ce? Eu vorbeam, ținând cont de experiența pe care am avut-o eu și am văzut cât de greu e să fii antrenor și să fii antrenor principal. Și nu îmi dădeam seama cât de, doar dacă era vreun geniu și să reușească să facă rezultate foarte bune. Automat, în momentul în care ești tânăr și ajungi să fii selecționer, faci greșeli. N-ai cum să nu faci greșeli. Ca să faci cât mai puține greșeli, trebuie să ai foarte mare experiență. Trebuie întâi să... Ca să nu mai vorbesc că... Eu am avut norocul să încep întâi... Norocul sau ghinionul, nu știu. Dar mai mult noroc. Să încep cu antrenor la echipa națională. Am fost întâi secund la echipa mare și apoi am fost principal la tinere. Și am văzut ce înseamnă să fii selecționer. Ai căpătat un pic de experiență. Da, da, da. Mi-am dat seama de ce înseamnă să fii selecționer. În momentul în care am început să fiu antrenor secund la echipa națională, am stat și mă gândeam că până la momentul respectiv habar n-aveam de ce înseamnă fotbal. Adică mi s-a schimbat perspectiva total. Am început să văd lucrurile cu totul altfel. Și chiar și așa, îmi dădeam seama de faptul că nu știu foarte multe și că am foarte multe de învățat, și realizam că chiar și știind multe, poți să faci greșeli și depinzi și de șansă și sunt o mulțime de lucruri care te condiționează. De asta am spus că în momentul în care l-au numit selecționer, și o greșeală, pentru că era clar că o să facă greșeli. Iar dacă l-au numit, trebuie să și-l asume așa cum e și cu greșelile respective și să-și asume faptul că nu ne-am calificat cu Islanda, că n-aveam, era greu să-i batem. Se putea întâmpla să-i și batem, dar era greu. După aia au fost probleme care au fost și în continuare, sunt probleme care sunt. Și e un lucru pe care trebuie federația să și-l asume și să răspundă pentru el. Bine, a fost, cum să spun, varianta cea mai comodă. Era acolo la tineret, a vrut un salariu mic, a declarat de la început că nu-l interesează banii, dar tu în general ești pentru antrenor român sau străin la națională? Că aici e o polemică întreagă. Nu am niciun fel de problemă, poate să fie și antrenor străin, că poate să fie un antrenor străin care se adapteze foarte bine. Au mai fost antrenori străini care au venit și au antrenat la noi și au făcut rezultate și s-au adaptat destul de bine în fotbalul românesc. Problema e câtă experiență ai ca selecționer și cât de mult te adaptezi ca selecționer. Aici e marea problemă. Bun, zici că a fost o greșeală numirea lui Rădoi pentru că la rândul Rădoi a făcut greșeli. Ce greșeli? Dă-mi un exemplu, două. Atitudinea, cum să spun, abordarea lui, acest atac fără niciun fel de acoperire, ca să zic așa. E clar că la echipa națională, indiferent de ce vrei tu să faci, singurul lucru care te poate ține e rezultatul. Dacă nu ai rezultat, nu e greu să rămâi și e greu să ai continuitate. Iar pentru a avea rezultate trebuie să te adaptezi la ce jucători ai și la ce poți face într-un anume moment. Din moment ce noi pierdem foarte multe meciuri și am pierdut 4 meciuri la rând, e clar că undeva e o problemă, unde nu ne adaptăm, nu facem lucrurile cum trebuie. Nu poți să, la echipa națională nu poți să pierzi 4 meciuri unul după altul, indiferent că sunt ele și amicale. Da, numai, cum să spun, premiere de-astea triste, cu Georgia, cu Armenia, cu Islanda, adică am pierdut meciuri pe care înainte nu le pierdeam. Eu nu pot să intru în detalii, să mă apuc să vorbesc acum de ce am văzut și de ce cred, că nu vreau să fac lucrul ăsta. E un fost coleg de-al meu, e antrenor, îl respect. Am opiniile mele despre ce greșeli a făcut, dar nu să mă apuc să vorbesc despre ele în momentul ăsta. Numai că e clar că lucrurile nu pot continua așa și nu poți pierde meciuri de maniera în care pierzi. Dacă ar fi după tine, l-ai schimba, pe Rădoi? Tu zici că federația trebuie să și-l asume.
Da? Până când trebuie să și-l asume? Adică și răbdarea are o limită. Cât trebuie să piardă? Iarăși trebuie să vorbim despre... Că... Nici nu ne dăm seama ce se vrea. Vrei rezultate și vrei să ne calificăm? Sau vrei să construiești ceva? E bine, construiești pentru ce? Păi asta e, că pentru adică ce? Ce obiectiv deci noi că nu ne, noi, păi ce obiectiv? Ca să mergem să ne calificăm la turnee finale și să câștigăm meciul. Nu, că tot ce se întrebe de e că ratăm iarăși. Asta spun. Deci din moment ce nu o să vrem să construim, pentru că n-am văzut și nici nu a existat posibilitatea. Au fost jucătorii de la tineret care au avut o campanie foarte bună în Italia, iar apoi au dispărut mulți dintre ei și că toată lumea se gândea că trebuie să li se dea credit, să înceapă să joace la echipa națională. Unii au început să joace, dar nu câți s-ar fi așteptat. Da, și cum s-ar fi așteptat. Da, și cum s-ar fi așteptat. Pentru că ăsta e adevărul. Poți să faci un turneu final foarte bun, dar să dispare apoi de la echipa de club și să n-ai continuitate. E greu pasul de la tinere la echipa națională. Da, e foarte greu. Dacă nu avem, și eu nu cred că noi avem capacitatea de a lua o generație, adică fotbalul nostru nu poate să crească generații, că nu sunt atât de numeroși jucătorii dintr-o generație, să iei și să-i duci la echipa națională și să te gândești în următorii 8 ani avem o generație cu care pe ăștia jucăm. Pentru că ar trebui să fie cel puțin 20 de nivel. Da, și ori noi n-avem așa. Să numai 2-3. Exact, ori noi n-avem așa ceva. Atunci trebuie să ne gândim că trebuie să facem rezultate indiferent cu cine. Cu cine e mai în formă și cu cel care poate să dea cel mai mult la momentul respectiv. Și să jucăm ce exact. Putem să jucăm. Să jucăm ce putem, dar să facem rezultate. Jucăm, noi nu, nici nu creăm nu putem crea o generație și nici nu facem rezultate. Asta e problema, că nici nu există o strategie, nici nu ni se spune. Din momentul ăsta, ăștia sunt jucătorii care o să înceapă să joace, îi promovăm și îi împingem și îi le dăm credit și ne asumăm anumite lucruri, faptul că nu o să ne calificăm. Dar știm că după aia o să avem o generație. Noi nu avem capacitatea asta. Da, adică e un haloimăs, ca să zic așa, o amestecătură. Auzi, hai să o luăm altfel, Serica. Dacă ar fi după tine, pe cine ai pune mâine antrenorul echipei naționale? Eu, Stelea, pot să decid. Hai că ne băgăm în jocul ăsta. Tu ai lucrat și cu Iordănescu și cu Lucescu și, mă rog, la club ai lucrat cu mai mulți. Pentru cine nu știe, Stelea, ca portar, a apărat la toate cele trei mari echipe din București, și la Steaua, și la Dinamo, și la Rapid. E dublu campion cu Steaua, și dublu câștigător al cupei, da? Dublu campion cu Dinamo și dublu câștigător al cupei și a câștigat trofeul și cu Rapid, cupa. Da. Bun. Deci a cunoscut mulți tehnicieni, a trecut prin fotbal, cum să spun, îl cunoaște foarte bine. Pe cine ai fi pus tu antrenor? Sau pe cine ai pune? Acum... Și ținând cont de ce se întâmplă și de ce e la echipa națională, chiar dacă multora nu le convine și nu o să le placă. Dar noi niciodată n-am... De puține ori am și reușit să satisfacem oamenii și ca nivel de joc. Dar făceam rezultate, chiar dacă nu... În multe momente nu jucam de o anumită manieră, cum și-ar fi dorit toată lumea. Dar astea au fost caracteristicile noastre. Ne-am apărat, mai ales cu echipele mari, ne apăram, jucam pe contraatac și... Reușeam să facem rezultate. Cine? De la Pițurcă te gândești, nu? Nu, nu. Dar cine? No, la Dan Petrescu. La Dan Petrescu. Da. Dacă e și fără contract, și eu pe Petrescu l-aș fi pus pe Petrescu și la meciul cu Islanda, chiar dacă era la CFR. Da, dar vezi că Petrescu nu e un tip obedient. Petrescu nu e unul care să asculte de ce spune Burleanu. Ok, că atunci o să facem rezultate când... O să devină Petrescu obedient. Adică niciodată. Exact. Adică niciodată.